Veste bună pentru bătrâni. Din 1 aprilie, pensiile lor vor crește cu 6,6%. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi valorizarea acestora pentru cei care s-au pensionat în 2012 și în 2013. Pentru că a mers bine și am avut creștere economică și avem creștere veniturilor și în bugetul și în fondul social, am avut posibilitatea și facem acest lucru ca să valorizăm în totalitate pentru toți anul acesta. Deci prima etapă va fi din 1 aprilie, precum spunea doamna ministru, și a doua etapă va fi din 1 octombrie. Astfel, mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă se va majora cu aproape 100 de lei, pensiile de dizabilitate vor crește în medie cu 75 de lei, cele de urmași cu aproximativ 50 de lei, iar pensia participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl se va majora cu aproape 201 lei. În total, pensii mai mari vor primi circa 715.000 de persoane. Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă va fi echivalat cu mărimea venitului lunar minim garantat stabilit anual și va constitui 1025 de lei. Pentru aceste majorări vor fi necesare peste 553,6 milioane de lei bani alocați din bugetul asigurărilor sociale de stat. În prezent, pensia minimă pentru limită de vârstă este în valoare de 961 de lei. Menționăm că de la 1 octombrie 2018 vor fi majorate și pensiile stabilite în perioada 1 ianuarie 2014-31 martie 2017. Astfel, pensiile pentru limită de vârstă se vor majora în medie cu 325 de lei pe lună, iar pensiile de dizabilitate vor crește în medie cu 300 de lei. De aceste valorizări vor beneficia circa 109.000 de persoane.